Fostul director al Companiei Naționale Aeroporturi București, George Ivan, a fost trimis în judecată de Direcția Națională Anticorupție. El este acuzat de trafic de influență într-un dosar cu mită de 10 de milioane de euro la aeroportul Otopeni. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție l-au trimis în judecată pe fostul director general al Companiei Naționale Aeroporturi București, George Ivan. Acesta este implicat într-un dosar privind închirierea spațiilor comerciale din aeroportul Otopeni, fiind acuzat, printre altele, de complicitate la trafic de influență și folosirea de informații nedestinate publicității. Potrivit procurorilor, dintr-o mită totală de 22 de milioane de euro, George Ivan ar fi pretins aproximativ jumătate, 11,2 milioane de euro. DNA susține că în ianuarie 2022, o persoană deja trimisă în judecată a cerut de la angajatul unei societăți comerciale suma de 10 milioane de euro prin intermediul fostului director. În schimbul banilor, fostul director a susținut că își va exercita influența asupra ministrului transporturilor de la acea dată și că va accelera eliberarea unor acte. Cu ajutorul acestora urma să fie prelungit pe o perioadă de 5 ani contractul de exploatare a unor spații comerciale de pe aeroportul Otopeni. 9 luni mai târziu, George Ivan a cerut alte 1,2 milioane de euro. Fostul director general al Companiei Naționale Aeroporturi București a cerut un acord de recunoaștere a vinovăției, dar instanța nu a fost de acord, iar dosarul a fost acum trimis spre judecare la Tribunalul București.